Ziua. Avem sau nu încredere în noi? Agitația specifică zilelor noastre presupune existența unei personalități puternice cu o conștientizare clară a identității, competenței și valorii. Stabilitatea care nu există în lumea exterioară trebuie creată în interiorul propriei persoane. Și am observat că încrederea în sine face parte din respectul de sine, care e determinat atât de factori interni, convingeri, practici, comportamente individuale, cât și de factori externi, mesaje din mediul extern, experiențe evocate de persoane importante pentru noi sau organizații și culturi. În ședințele de psihoterapie am realizat că, indiferent ce anume aduce persoana în discuție, de fapt, dedesubt există întotdeauna o problemă mult mai profundă. Un sentiment de nepotrivire, de a nu fi suficient de bun, o vină sau o rușine sau sentiment de inferioritate, o lipsă clară de acceptare a propriei persoane. Lipsă de încredere în sine și lipsă de autoapreciere. Cu alte cuvinte, o problemă legată de respectul de sine. Cei mai mulți oameni subestimează puterea lor de a se schimba și de a se dezvolta. Cred că modelul de ieri trebuie să existe și mâine și rareori apreciază exact ce anume pot face pentru ei înșiși dacă dezvoltarea și creșterea respectului de sine ar fi scopurile lor principale și dacă ar fi dispus să-și asume responsabilitatea pentru propria viață. Ceea ce fac eu acum e, de fapt, un apel de acțiune. Trebuie să ne actualizăm eu-ul și să-l celebrăm. Pentru că până acum l-am abandonat de cele mai multe ori și mai ales cu înaintarea în vârstă o facem din ce în ce mai mult. Respectul de sine funcționează undeva în interiorul nostru, la nivel conștient sau nu. Și este pe de o parte încrederea în capacitatea noastră de a gândi și de a face față provocărilor vieții și pe de altă parte încrederea în dreptul nostru de a avea succes și de a fi fericiți, pentru că valorăm ceva, că merităm și că suntem îndreptați să ne evaluăm dorințele și nevoile, să ne realizăm valorile și să ne bucurăm de roadele eforturilor noastre. În esență, este vorba de a avea încredere în modul tău de a gândi și faptul că valorezi ceva. Este o legătură continuă între modul nostru de a acționa și respectul nostru de sine. Dacă ne uităm la persoanele cu respect de sine crescut, putem observa că par să aibă șanse mai mari să facă față dificultăților. Consideră că ceilalți îi respectă. Toată partea asta are legătură atât cu raționamentul, flexibilitatea, cât și cu realismul, intuiția, creativitatea, independența, abilitatea de a manageria, schimbarea, disponibilitatea de a admite și corecta greșelile, bunăvoința și capacitatea de a coopera. Deci apar toate aceste valori la persoanele cu respect de sine crescut. Aceste persoane sprijină și îmbunătățesc viața. Caută provocarea și stimularea date de stabilirea unor scopuri valoroase și solicitante. Dar nu ca să-și dovedească valoarea, ci ca să se bucure pur și simplu de ceea ce fac. Oamenii aceștia sunt echipați să facă față necazurilor mai ușor. Nu că pe ei nu i-ar ataca o depresie, o stare depresivă din când în când, dar ei se recuperează mult mai repede din ea. Sunt mai ambițioși din punct de vedere emoțional, intelectual, creativ și spiritual. Și
se exprimă și reflectă la sensul bogăției interioare. Comunică deschis, onest, adecvat, pentru că gândirea acestor persoane este valoroasă și clară. Așa se văd ei pe ei, da? Că au o gândire valoroasă și clară. Acești oameni sunt dispuși să aibă relații benefice. Îi tratează pe ceilalți cu respect, cu bunăvoință, cu corectitudine, pentru că nu îi percep ca o amenințare. Sunt persoane amabile, sunt generoase, cooperează și au spirit de ajutor reciproc. Credința lor de bază e că pot fi iubiți și că merită aprecierea și iubirea celuilalt. Știu că au ceva de oferit și acel surplus emoțional pe care îl au, îl canalizează prin dragoste în relația pe care o construiesc alături de celălalt. În plus, au încredere și în capacitatea celuilalt de a vedea și a aprecia asta. Și ce e cel mai important, consideră că merită fericirea. Și nu-i face anxioși faptul că devin fericiți. Pe de altă parte, însă, persoanele cu respect de sine scăzut au șanse mari să se dea bătuți sau să nu dea tot ce pot în ceea ce încearcă să facă. Acceptă lipsa de amabilitate, abuzul, exploatarea ca pe ceva firesc și consideră că nimeni nu-i respectă și nici nu au de ce să-i respecte. Aici apar lipsa raționamentelor, inadaptare, revoltă, lipsă de apărare, victimizare, comportamente în exces, de dependențe, teama de ostilitate. Aceste persoane caută siguranța lucrurilor familiare și nesolicitante. Au aspirații mici legate de ce vor realiza. De obicei uită de sine, trăind mecanic și inconștient. Comunică greoi, evaziv, inadecvat, datorită nesiguranței legate de propriile gânduri și sentimente, dar și a anxietății referitoare la răspunsul ascultătorului. De cele mai multe ori stau în relații toxice pentru că nu consideră că ar merita mai mult. Îi abordează pe ceilalți ca fiind răuvoitori, cu tendința de respingere, umilire sau trădare și au foarte puține de oferit în afara nevoilor sale neîmplinite. Au tendința să-i considere pe ceilalți surse de aprobare sau dezaprobare. Și de cele mai multe ori nu îi apreciază pentru cine sunt, ci doar din punct de vedere a ceea ce pot sau nu să facă pentru aceștia. Oamenii cu un nivel scăzut de încredere în sine, de respect față de sine, caută oameni care să nu îi condamne și care vor fi impresionați de persoana lor. Capacitatea de iubi rămâne subdezvoltată și dacă simt că nu pot fi iubiți, e greu să creadă că altcineva i-ar putea iubi. Nu-i așa? Dacă nu mă accept eu pe mine, cum să accept dragostea ta față de mine? Dacă știu că nu pot fi iubit, căldura și devontamentul celuilalt creează confuzie și asta înseamnă că, de fapt, acele persoane nu pot fi de încredere reală sau de durată. Și mai este și convingerea că, dacă știu că nu pot fi iubit, dragostea celuilalt pentru mine devine un efort de a umple un gol, iar acest efort îl va obosi în final pe cel care tot dăruiește și va renunța. Ceea ce îmi demonstrează mie că nu pot fi iubit. Îmi întărește această convingere. Chiar dacă refuz conștient sentimentul că nu pot fi iubit, chiar dacă insist că sunt minunat,
Părerea proastă despre mine rămâne profundă și va submina încercările mele de a avea o relație. Există teama secretă că sunt menit să trăiesc doar durere. De aceea aleg pe cineva care mă va respinge, mă va abandona sau slăbesc relația prin cerințe de garanții nesfârșite, prin posesivitate în exces, provocând astfel catastrofe sau mici certuri permanente, căutând să domin și să controlez relația, găsind căi de a respinge partenerul înainte ca el să mă respingă pe mine. Pentru că atunci când știu că nu putem fi fericiți, găsesc diverse modalități să mă autosabotez. Poate apărea ideea, dacă mă iubești cu siguranță, nu ești suficient de bun pentru mine. Doar cineva care mă va respinge e un destinatar acceptabil al devotamentului meu. Și devin confuz dacă realitatea mă arată că pot fi fericit și o reajustez după mine și la ce știu eu despre modul în care funcționează și trebuie să funcționeze lucrurile în cazul meu. De multe ori nu distrug relația în întregime. Poate să continue ca să-mi dovedesc că nu pot fi fericit. Și mă pot înhăma la un proiect despre cum să mă străduiesc să fiu fericit sau cum să lucrez la relația mea cu scopul declarat de a fi fericit în viitor. Dar nu acum, nu azi. Posibilitatea de a fi fericit în prezent este grea și înspăimântătoare. Ceea ce trebuie să facem cei mai mulți dintre noi este să avem curajul să tolerăm fericirea fără să ne sabotăm pe noi înșine până când nu ne va mai fi frică și ne vom da seama că nu ne va distruge și că nu trebuie să dispară. Anxietatea provocată de fericire este ceva curent. Anxietatea provocată de sentimentele că nu dețin controlul este insuportabilă. Invidia pe celălalt arată, de fapt, credința despre sărăcia mea interioară. Așa apare nevoia de a-i percepe pe ceilalți din grup ca fiind inferiori. Când suntem motivați, mai ales de frică, anticipăm catastrofe pe care le și creăm până la urmă. Când avem îndoieli în legătură cu judecata noastră, avem tendința să ne subestimăm și să amestecăm treaba asta și cu lipsa de iubire, anihilându-ne astfel inteligența, astfel încât devenim invizibili. Respectul de sine crește sau scade și chiar dacă am respect de sine crescut sau scăzut, felul în care mă privesc pe mine generează comportamente care fac ca toate profețiile mele să se materializeze, chiar dacă sunt de bine, chiar dacă sunt de rău. Imaginea unei persoane asupra viitorului poate fi un element de previziune mai bun în legătură cu realizările viitoare decât performanțele sale din trecut. În cazul în care conceptul despre propria persoană nu se poate acomoda cu nivelul actual de succes și acest concept nu se modifică, persoana respectivă va găsi modalități prin care să se saboteze singur. O persoană cu respect scăzut față de sine experimentează frică și dezorientare atunci când viața îi scoate în cale oportunități care contravin celor mai profunde convingeri despre sine și despre ceea ce e adecvat pentru sine. Teama de a fi fericit, teama de a avea succes, duc la un comportament destructiv. Respectul de sine este o nevoie pentru că afectează funcționalitatea noastră de zi cu zi. Lipsa respectului de sine poate duce la deces direct, prin supradoză de droguri, șofat fără precauție, abuzare permanentă din partea partenerului pe care o acceptăm, participarea la lupte de stradă sau chiar sinucidere. Totuși, pentru cei mai mulți dintre noi, consecințele lipsei de respect de sine sunt mai subtile, mai ocolite.
mariaj cu multe frustrări, carieră care nu duce nicăieri, aspirații care sunt sabotate permanent, idei care mor în fașă, incapacitatea de a te bucura de succes, alimentarea și un traiul destructiv, visuri neîmplinite, anxietate sau depresie cronică, dependență de droguri, jocuri, alcool, mâncare, dorință foarte mare de dragoste și aprobare din partea celor din exterior, cu singura consolare în fraza parcă e cineva fericit. Și ajungem astfel să căutăm doar să evităm durerea, în loc să experimentăm bucuria. Lucrurile negative au o influență mult mai mare asupra noastră decât cele pozitive. De aceea, cred că un respect pozitiv față de sine e, de fapt, ca un fel de sistem imunitar al conștiinței, pentru că oferă rezistență, putere și capacitatea de refacere. Nu garantează că nu se va ajunge la depresie și anxietate în fața dificultăților vieții, dar își va reveni acea persoană mai repede și mai ușor, având o capacitate mai mare de a se ridica. Unii se pot întreba, e posibil să ai prea mult respect de sine? Eu nu cred asta. Cum nu cred că poate exista prea multă sănătate fizică sau un sistem imunitar prea puternic? Persoanele cu respect de sine ridicat se bucură de faptul că sunt cine sunt, nu că sunt mai buni decât alții. Având un respect scăzut de sine, putem crea, putem fi extrem de productivi, doar că vom avea o capacitate redusă de a găsi bucuria în realizările noastre. Nimic din ce vom face nu va părea suficient, ajungând să avem o capacitate scăzută de a fi satisfăcuți. Când avem respect de sine crescut, motorul nostru este bucuria. Să o experimentăm, să ne exprimăm liber, să trăim la adevăratele posibilități. Altfel, trăim în teamă, evitând suferința, evitând să fim în contact cu noi înșine, justificându-ne în permanență și căutând să ne dovedim valoarea. Respectul de sine nu este un remediu pentru toate bolile. Mai contează și nivelul de energie, inteligență, determinarea de a realiza ceva și altele. Prezența sa nu e o condiție suficientă, nu garantează împlinirea, nu e un substitut pentru locuință sau mâncare sau cunoștințe și abilități de a fi eficient. Totuși, existența respectului de sine este o condiție necesară a bunăstării noastre mentale. Lipsa sa garantează anxietatea, frustrarea sau disperarea. Respectul de sine crescut mărește șansele ca persoana respectivă să găsească o cale pentru a-și satisface nevoile de bază și mărește șansele ca persoana să obțină abilitățile de a fi eficient. Am ajuns la un moment în istorie în care respectul de sine, care a fost o nevoie psihologică importantă până acum, a devenit și o nevoie economică extrem de importantă. Firmele caută acum, chiar și pentru posturi de new entry, persoane cu nivel rezonabil de respect de sine, pentru că acestea prezintă un nivel ridicat de independență și capacitatea de a avea inițiativă. Și dincolo de domeniul economic, noi ca structuri nu mai credem prea mult în tradiții sau că guvernul, biserica, sindicatele sau oricine altcineva ne vor salva și or să facă lucruri pentru noi. Nu vine nimeni să ne salveze din niciun punct de vedere. Tot ce avem de făcut este să ne bazăm pe propriile resurse și avem mai multe alegeri, indiferent de domeniu. Pentru a te adapta la un astfel de mediu se cere o autonomie personală mai mare. Trebuie să știm cine suntem și cine vom fi în funcție de noi înșine. Trebuie să știm ce este important pentru noi și să învățăm să gândim pentru noi, să ne cultivăm propriile resurse, să ne asumăm responsabilitatea alegerilor, valorilor și acțiunilor care ne definez viața. Adică se cere o încredere reală în propria persoană. Și v-am spus toate aceste lucruri pentru că trebuie să știm de unde plecăm atunci când vrem să schimbăm ceva.
Așa că o să vă invit să mai ascultați această înregistrare odată și să vă notați punctele în care sunteți cu o încredere ridicată sau cu o încredere mai scăzută, astfel încât să știți ce aveți de schimbat, pe unde să lucrați. Da? În continuare o să revin și cu alte înregistrări în care să facem practic ceva pe tema asta. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Dacă considerați că este contribuție și pentru alții, vă invit să dați mai departe informație și să dați subscribe canalului. Mulțumesc! Sănătate!